Spitalul județean de urgență din Târgu Jiu este din nou arătat cu degetul. De această dată, criticile vin chiar din partea ministrului Sănătății. Sorina Pintea vorbește despre indiferență față de pacient, condiții jalnice, dar și o atitudine necorespunzătoare din partea personalului medical. Am primit în jur de 62 de reclamații de aici, din județul Gorj, și am vrut să văd exact ce se întâmplă. Bineînțeles că n-am văzut decât o parte din ceea ce mi-am propus. Era foarte târziu și am mai lucrat, în sensul că am avut o discuție cu membrii corpului de control vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în primele zile. O parte din cele scrise, multiplele reclamații, sunt reale. Atunci când vorbim despre calitatea actului medical, nu vorbim despre ceea ce face medicul practic pentru tine sau echipa, ci modul în care tratezi pacientul în întregul lui. Mi s-a spus astăzi obsesiv: dar noi avem rezultate bune, tratăm bine pacienții. Zic, da, medical probabil. Dar pacientul are nevoie de mai mult decât atât. Iar modul în care ne comportăm cu pacienții și cu cei din jur spune multe. Vă spuneam de dimineață că nu mi-a plăcut ce am văzut. Categoric, infrastructura are nevoie de multe modificări. Dar să știți că nu mi-a plăcut blazarea celor din spital. Pentru că îmi spuneau: știți, este bine, este mai bine ca și înainte, dar nu e suficient. Deci, pentru un pacient, pentru ceea ce ne dorim noi, pentru sistemul sanitar, nu este suficient. A fost una din mirările mele aseară. Adică aduci pacientul în urgență, ca să-l investigezi, îl pui în salvare, poate între timp pățește altceva, de 7 ani. Și atunci m-am întrebat, de 7 ani, stăm și așteptăm ce? Bani de la minister. Păi eu vă spun că puteau foarte ușor să rezolve această problemă. Furnizorii de echipamente medicale vând în rată.